În ultimii ani auzim tot mai des de diabetul la copii, care este cea mai frecventă boală cronică. Complicațiile acestei afecțiuni se pot instala în mod acut în câteva zile, intermediar în câteva săptămâni sau lent în jur de 2 ani. Acestea variază în funcție de vârsta micuților, accesul la îngrijiri medicale, precocitatea diagnosticului infecții, traumatisme sau stres psihic. Până nu de mult, diabetul era o boală specifică a adulților. Medicii trag însă un semnal de alarmă și spun că această afecțiune a început să apară la vârste din ce în ce mai mici, iar numărul celor afectați este în continuă creștere. Specialiștii spun că cei mai predispuși riscului de diabet sunt copiii care au un istoric în familie, în acest sens, sau care sunt obezi. Diabetul nu poate fi vindecat complet, dar poate fi ținut sub control printr-o dietă echilibrată care menține nivelul de zahăr din sânge în limite cât mai normale. Consider că este foarte important ca familiile cu diabet de tip 2 să se acorde o atenție sporită alimentației copiilor. Da? Pentru că dacă pacienții, familia, sunt mai mulți, bunici, părinți cu diabet de tip 2, copilul are un risc mult mai mare de a dezvolta boala, pentru că diabetul de tip 2 are și o componentă genetică. Da? Exact. Și în momentul respectiv, copilul deja are un risc mai mare față de alți copii de a dezvolta boala. Nu în copilărie neapărat, deși cazurile de diabet de tip 2 au început să apară și la copii în ultimii ani. Rare încă, cel puțin la noi în țară, da? Dar trebuie o foarte mare atenție, pentru că dacă acel copil se îngrașă din grădiniță, da, că are o creștere în greutate mai mare decât media pentru acea vârstă, în momentul în care el își dezvoltă niște afinități culinare care nu sunt tocmai sănătoase, normal că la 30 de ani, 35 de ani se va trezi cu această boală. Dacă el nu este învățat de mic să aibă un stil de viață sănătos, nu are obiceiurile transmise în familie, obiceiurile sănătoase mă refer, da? Atunci clar este unul dintre candidații pentru această patologie. Și nu neapărat despre patologia de diabet sau nu neapărat despre boală în sine vorbesc, cât despre ansamblul acesta al bolilor cardiovasculare, dar și care fac parte din sindromul metabolic. Poate nu o să facă diabet, dar o să se trezească la 30 ceva de ani cu infarct miocardic sau cu steatoză hepatică, da? Sau cu colesterolul crescut. Sunt diverse fațete ale aceleiași boli până la urmă. Atunci când micuțul suferă de diabet, este esențial ca părinții să citească cu atenție toate etichetele alimentelor cumpărate și să se monitorizeze conținutul lor de carbohidrați, grăsimi, sodium și zahăr. Cum carbohidrații trebuie atent calculați în dietă, este indicat ca alimentele consumate de copii să nu conțină mai mult de 5 grame per produs.